Hello everyone! Welcome to English for Kids! Bună tuturor! Bine ați venit la Clubul de Engleză pentru Copii al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. How are you today? Cum vă simțiți astăzi? I hope you are happy and ready for a new English lesson. Sper că sunteți fericiți și pregătiți pentru o nouă lecție în limba engleză. Are you ready? Ok, let's start! Bun, hai să începem! Let me ask you a question. Să vă pun o întrebare. Do you like animals? Vă plac animalele? I love them because they are so cute. Eu le iubesc pentru că sunt atât de drăgălașe. Well, today we are going to visit a farm. Ei bine, astăzi vom merge în vizită la o fermă. Do you know what a farm is? Știți ce este aceea o fermă? Ei bine, o fermă este un loc unde găsim multe animale domestice, domestic animals, care sunt îngrijite de un fermier, farmer. Let's see what a farm looks like. Haideți să vedem cum arată o fermă. This is a farm. Aceasta este o fermă. Let's say it together. Haideți să spunem împreună. This is a farm. Aceasta este o fermă. As you can see, there are many animals. După cum puteți vedea, sunt multe animale. This is the farmhouse. Aceasta este casa fermierului. Let's say again. Haideți să spunem din nou. This is the farmhouse. Very well. And this is the farmer. Și acesta este fermierul. Remember, farm, farmhouse, farmer. Țineți minte? Very well. Foarte bine. Acum am spus că fermierul îngrijește de animale. Let's say it in English. Haideți să spunem în limba engleză. The farmer takes care of the animals. Fermierul îngrijește de animale. Let's say again. Să spunem din nou. The farmer takes care of the animals. Very well. Dar în același timp, fermierul lucrează și pământul. Let's say in English. The farmer works the land. Fermierul lucrează pământul. Let's say again. The farmer works the land. Very well. Now, we are going to look at some pictures and learn some farm animals in English. Acum o să ne uităm la câteva imagini și o să învățăm niște animale de la fermă în limba engleză. This is the first picture. Aceasta este prima imagine. And here we have the second picture. Și aici avem cea de-a doua imagine. Ok, let's look at the first picture. Haideți să ne uităm la prima imagine. This is a sheep. Aici este o oaie. Aceasta este o oaie. Let's say together. Haideți să spunem împreună. This is a sheep. Very well. This is a lamb. Acesta este un miel. Remember, sheep, lamb. Țineți minte, oaia și mielul. This is a pig. Acesta este un purcel. Let's say it together. This is a pig. Very well. Here we have a cow. Aici avem o vacă. Let's say it together. Haideți să spunem împreună. This is a cow. Aceasta este o vacă. Și lângă ea avem vițelul ei. This is a calf. Very well. Remember, cow, calf. Țineți minte? Vacă, vițel. This is a horse. Acesta este un cal. Let's say it together. This is a horse. Very well. What is this? Ce este acesta? It's a donkey. Este un măgăruș.
Let's say together. This is a donkey. Very well. This is a cat. And this is a dog. Acesta este o pisică și acesta este un câine. Remember, țineți minte, donkey, cat, dog. Very well. Foarte bine. Now, let's look at the second picture. Haideți să ne uităm în cea de-a doua poză. This is a duck. Aceasta este o rață. And this is a duckling. Și acesta este un bobocel de rață. It's so nice. Este așa de drăgălaș. Remember, duck, duckling. Țineți minte? This is a goose. Aceasta este o gâscă. Goose. Very well. What is this? Ce este aceasta? It's a hen. Este o găină. Let's say again. This is a hen. Very well. And these are chicks. Și aceștia sunt puișorii de găină. Chicks. Very well. And here we have a rooster. Și aici avem un cocoș. La cocoșii putem spune rooster, cockerel, sau cock. Let's say again. Haideți să-i spunem din nou. Hen, chicks, rooster. Very well. Here we have a turkey. Aici avem un curcan. La curcan îi spunem turkey. Let's say together. This is a turkey. Very well. And this is a goat. Și aceasta este o capră. And the last one, și ultimul, it's a rabbit. Este un iepuraș. Remember, țineți minte, turkey, goat, and rabbit. Very well, foarte bine. Acum că am învățat câteva dintre animalele de la fermă, farm animals, și în limba engleză, vă invit să cântăm și un cântecel împreună. Cântecelul se numește Old MacDonald Had a Farm și este despre un fermier, bătrânul fermier, MacDonald, care avea la ferma lui multe animale. I'm sure you know the song, so let's sing it together. Sunt sigură că cunoașteți acest cântecel, haideți să-l cântăm împreună. Foarte drăguț. Now, let's see what do these animals, some of these animals, give to the farmer.
Acum, haideți să vedem ce-i dăruiesc câteva dintre aceste animale fermierului. Mai întâi, vaca, știm că îi dă lapte. Let's say it in English. Haideți să spunem în limba engleză. The cow gives milk. Let's say again. The cow gives milk. Very well. The pig, purcelul, îi dă carne. The pig gives meat. Let's say again. The pig gives meat. Very well. Foarte bine. The sheep, oaia. Ce-i dă oaia fermierului? Ei bine, oaia îi dă mai multe lucruri. Îi dă atât lapte, cât și carne sau lână. Let's say together. Haideți să spunem împreună. The sheep gives milk, meat and wool. Remember, wool. Țineți minte, lână se numește wool. Very well. And the hen, găina, îi dă fermierului ouă. Let's say together. Haideți să spunem împreună. The hen gives eggs. Let's say again. The hen gives eggs. Very well. Well, that's all about the farm for today. Cam asta este totul despre fermă pentru astăzi. You remember the farm animals, the farmer. Țineți minte animalele de la fermă și fermierul. Acum, în final, aș dori să vă prezint două cărți foarte frumoase în limba engleză, de unde puteți învăța foarte multe lucruri. Prima se numește Primele mele 1000 de cuvinte în limba engleză. Este o carte foarte frumoasă pentru cei mai mici dintre voi, dar și cei mai mari pot învăța de aici o mulțime de cuvinte. Cartea este structurată pe diferite teme, astfel că puteți învăța despre casă și lucrurile din casă. Avem aici bucătăria, the kitchen, grădina, the garden, sau o lecție interesantă pentru băieți, the workshop, atelierul, și multe, multe altele. Primele mele 1000 de cuvinte în limba engleză. Cea de-a doua carte este pentru elevi un pic mai mari. Se numește Engleza pentru începători. Și pe lângă cuvinte, teme de vocabular, veți învăța și cum să vă exprimați corect în limba engleză, pentru că această carte cuprinde și lecții de exprimare și chiar și texte pentru exersarea citirii și compuneri. Engleza pentru începători. Pe lângă aceste cărți, la Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Alba, găsiți foarte multe cărți frumoase și interesante în limba engleză, dar și în limba română, chiar și unele cărți bilingve în română și engleză, de unde puteți învăța foarte multe lucruri. Vă așteptăm cu drag să veniți să le împrumutați, să le citiți, să vă bucurați de ele. Până data viitoare, eu vă spun, see you next time!